Bine v-am găsit la horoscopul zilei de joi, 19 septembrie. Și a trecut și eclipsa, ați văzut eclipsa, eu am văzut-o undeva pe la ora 5 dimineața, un pic, era un pic ciobită în partea dreaptă, sper că ați remarcat-o cei care erați foarte matinali, dar clar că efectele unei eclipse nu se simt o zi, două, se simt chiar și 6 luni de acum înainte. De aceea, dacă n-ați văzut ce am spus la horoscopul din ziua de eclipsă, adică horoscopul de pe 18 sau în horoscopul săptămânii, unde am dedicat o mare parte din horoscop acestui eveniment, nu ratați, pentru că ce am spus acolo, așa cum v-am spus, e valabil multă vreme de acum înainte, nicio transformare nu se face peste noapte, iar eclipsa asta face, orice eclipsă face asta. De fapt, suntem între două eclipse, una care tocmai s-a produs, eclipsa de lună, de superlună, și peste două săptămâni va fi o eclipsă de soare, la momentul respectiv cu soarele în balanță, și acela va fi un eveniment și mai interesant, tot cu conotații karmice, din păcate. Pentru că la momentul ăla, vom vorbi atunci despre asta, soarele va fi suprapus peste acele două axe de care vă tot zic că sunt în suprapunere, axa lui Lilith și axa nodurilor lunare. Deci nu ratați aceste două filme, plus ce urmează. Plus, despre acest eveniment am vorbit și în filmul Momente de Top, am dedicat mult acestor evenimente, că sunt mai multe. Deci, dacă n-ați văzut acest film și sunteți noi pe aici, căutați, este asociația, atașat mai bine zis, acestui film, acest video numit Momente de Top, în care căutați punctul 2, punctul 3, acolo unde vorbesc de Lilith, acolo unde vorbesc de axa nodurilor lunare, acolo unde vorbesc despre eclipse, puteți să vedeți acest film în cazul care n-ați făcut-o sau, de ce nu, să reascultați, pentru că după o vreme ascultăm lucrurile altfel. Puteți vedea și horoscopul anului 2024 în cazul în care n-ați făcut-o sau, de ce nu, să reauziți ce am zis acolo cândva anul trecut, pe la sfârșit de 2023. Astăzi avem niște evenimente, sau mai bine zis câteva zile de acum încolo, până în weekend tot așa o să ținem, din eveniment în eveniment. Se pare că suntem în coada eclipsei, dar ne mai îndreptăm către câteva. Iar acum suntem în niște evenimente care îl vizează pe Mercur. Săptămâna asta, Mercur, acolo în Fecioară, la el acasă, este în vizorul unor planete, și anume și a lui Saturn și a lui Jupiter. Saturn formează de câteva zile bune o opoziție cu Mercur, sau invers, Mercur cu Saturn, că Mercur este mai rapid, iar undeva la mijloc strategic așa este așezat și Jupiter, care, ia cătă, Mercur este sub tirul astral al ambelor planete importante, și Jupiter și Saturn foarte diferite ca energii. Saturn blochează, Jupiter amplifică. Depinde fiecare cum o să resimțim această tragere în două direcții. Faptul că este implicat și Jupiter s-ar putea să accentueze efectele lui Saturn, că Jupiter este un amplificator, este un accelerator, este o lupă care, pusă pe ceva bun sau pe ceva mai puțin bun, mărește ce găsește acolo, și s-ar putea să mărească efectele opoziției dintre Mercur și Saturn. Efecte care înseamnă un fel de blocaj mental, bine să spun. Saturn este o planetă disciplinată, restrictivă, selectivă, profesor, zice nu, dar nu zice nu așa că vrea el, că este încăpățânat. Are el o viziune, o strategie care ne arată, vede ceea ce noi nu vedem, încât să nu vă mire că își bagă coada ceva, cineva, în planurile voastre, că nu puteți duce la îndeplinire niște proiecte. Este o perioadă cu foarte multe cuadraturi, ba chiar și cu foarte multe opoziții. Însă și eclipsa a fost de fapt o opoziție. Deci această perioadă tensionată de opoziții și cuadraturi ne dau acel sentiment de lentoare, de întoarcere înapoi, de blocaj, de ce nu, de așteptare mai mare ca oricând, de răbdare care ne este pusă la încercare mai mult. Poate e o perioadă în care trebuie să renunțăm la niște căi, dându-ne seama că nu duc nicăieri. S-ar putea să fim și foarte confuți, foarte derutați. Inclusiv energia asta de pești care se resimte în această perioadă poate fi așa o abureală, nu prea știm, derutați, confuzi, cum am zis, de ce nu, și induși în eroare. Iar Jupiter amplifică această ceață de peste ochii noștri.
semn că trebuie să gândim de două ori înainte de a face un lucru, indiferent ce înseamnă a face un lucru, să deschidem ceva, să închidem ceva, să dăm drumul la o activitate sau să renunțăm la o activitate. Ia mai gândește-te, spune Jupiter, ia mai privește lucrurile dintr-o altă perspectivă. Să nu ne grăbim, cu alte cuvinte, cu atât mai mult că Mercur acolo în Fecioară e destul de chibzuit, analitic, ba chiar și foarte detaliat, vede lucruri sau caută lucruri, mai bine zis, nod în papură. Să căutăm nod în papură înainte de a decide ceva da sau ceva nu, că poate sunt și lucruri bune pe care vrem să le decidem. De ia să le mai gândim odată, ia să le mai luăm odată la bani mărunți, să le vedem dintr-o altă perspectivă. Să nu fim induși în eroare, dar e multă energie de iluzie în perioada asta, de confuzie, de cai verzi pe pereți, de ce nu, de manipularea unora, de amăgire sau autoamăgire și să nu fugim după himere care mai devreme sau mai târziu ne dăm seama că au fost inexistente și să nu consumăm resurse, timp, bani, energie pe ceva ce nu duce nicăieri. Mai sunt și alte aspecte pe rol foarte importante, de aceea vă invit să vedeți și horoscopul săptămânii unde spun mai multe despre aceste evenimente, inclusiv despre această quadratură și opoziție la pachet a lui Mercur, pentru că de fapt quadratura se va simți pe 21, opoziția la grad exact a fost pe 18, încât toată săptămâna Mercur este în tirul acesta astral al lui Saturn și al lui Jupiter, rar. Nu-i de acolo. Opoziția cu Saturn a mai avut loc odată anul trecut, dar nu era și Jupiter într-o astfel de poziție, încât s-ar putea Jupiter să mărească un pic efectele blocajului saturnian, în care Saturn își bagă coada prin refuzuri, prin uși închise, prin amânări, prin renunțări, prin abandonuri, prin nu se poate, prin spargerea unor iluzii, prin acceptarea unor situații, sacrificii, pot fi și ceva de genul, dar cum își bagă coada acolo Jupiter, mărește un pic aceste efortul pe care trebuie să-l facem. Poate mărește efectele lui Mercur, muncește mai mult, analizează mai mult, fii mai atent, ori mărește efectele lui Saturn, care poate să însemne amânare, așteptare, răbdare, resemnare, toleranță, sacrificiu, compromis și toate celelalte. Dar posibil să avem acel sentiment de înaintare cu frână trasă, cu răbdare multă, cu gândire multă, că e vorba de Mercur. Deci să mai gândim odată, să măsurăm de două ori și să tăiem odată, cum se spune. Cam atât am de spus despre evenimentele mercuriene ale momentului. Așa că în acest moment vă invit jos în descriere să căutați minutul și secunda de unde începe zodia care vă interesează, zodia natală, zodia ascendentă, zodia imediat următoare cele ascendente și să vedem o zi de post-eclipsă ce noutăți are pentru fiecare zodie. O zi bună să aveți, mai ceva ca horoscop. Voi berbeci, aveți luna în ograda voastră după eclipsă, după fază de lună plină, deci e o lună dodoloață acolo, cu o energie fantastică. Posibil să vă agite foarte tare, să nu dormiți noaptea, să aveți insomnii, griji, stres, o stare de parcă nu vă găsiți locul, o stare că ceva se întâmplă și nu vă puteți explica ce se întâmplă. Poate chiar cu asta o să vă ocupați toată ziua, căutând niște motive, de ce mă simt așa. La unii este o energie de asta mentală, emoțională, psihică și de aia nu vă găsiți liniștea, în timp ce pentru alții este fizică, parcă tremurați, parcă ceva, sunteți omul ăla care dă mereu din mâini, dă din picioare, dă din degete, face ceva. Bun, ideal ar fi să și faceți ceva în direcția asta, pentru că poate fi și o perioadă cu spor la treabă, tocmai că aveți atâta energie cu luna asta, care dita mai luna, cum vă spuneam. O lună super lună, după luna plină, deci încă e destul de mare pe cer, chiar dacă este în descreștere, totuși este mare și practic acum se produce efectiv eclipsa, pentru că e o eclipsă, v-am spus, a fost o eclipsă atipică. În mod normal trebuia să se producă cu luna în berbec,
ceea ce se întâmplă acum. E, nu, a fost un pic atipică pentru că s-a format ieri cu luna încă în pești. Pentru că axa nodurilor lunare este în ograda voastră și asta înseamnă de fapt o eclipsă. Când și axa nodurilor lunare, și luna și soarele sunt pe aceeași combinație, ceea ce nu s-a întâmplat. Peste vreo lună, când eventual ar fi luna plină în ograda voastră, o să fie departe axa nodurilor lunare și nu se mai formează eclipsa, evident. N-am auzit de două eclipse de lună la rând. Uite, chiar n-am auzit. O fi fost, cine știe, vreodată. Dar, revenind la starea asta de agitație, nervozitate, spuneam că Mercur este vedeta momentului prin faptul că primește o poziție și quadratură simultană de la cele două planete mari, Jupiter și Saturn. E, s-ar putea să fie un beneficiu această lună care vine în ograda voastră, că parcă deblochează ceva. Voi veți fi foarte voluntari, foarte puși pe ridicarea unor blocaje. Da, dați piept și voi, ca oricine, de piedici la tot pasul, dar nu vă lăsați. Poate tocmai asta faceți. Vă potigniți, dar nu vă lăsați până nu treceți peste hopul ăla. Este o ușă închisă în nas, dar nu vă lăsați până nu deschideți ușa aia. Spre asta s-ar putea să vă îndreptați voi această fantastică energie, personalitate, tupeu, dați cu ușa de perete. Bine ar fi, cu alte cuvinte, să nu vă lăsați. Mai degrabă, ieri v-ați fi lăsat pe gubaș, că era o lună în pești care de multe ori ne face să renunțăm, las, nu mai fac nimic, e greu, e complicat. Poate pasivitatea ieri a fost mai prezentă în viața voastră. E, dar parcă v-ați dat seama, probabil, că există un hop acolo și stați în fața lui și ziceți, nu, eu nu pot accepta piedica asta, ușa asta închisă, trebuie să fac ceva. Și vă veți canaliza minunata energie spre un astfel de scop și foarte posibil un lucru care poate nu de azi de ieri stătea pe loc, o să-l vedeți așa, că mai faci un pas mic înainte. Taurum. Iubirea e în centrul atenției la urma urmei. Mercur este în Fecioară, ceea ce pentru voi înseamnă zona sentimentelor și cum Mercur este vedeta momentului, printre altele, s-ar putea să aveți așa un curaj de a spune lucrurilor pe nume, în plan sentimental. Ceva ce n-ați avut cuvintele potrivite, momentul potrivit, starea potrivită, curajul potrivit să spuneți probabil un adevăr. Poate și eclipsa care s-a produs a avut un efect, că v-a dat un anumit curaj, v-a arătat niște lucruri, v-a clarificat niște lucruri, ați înțeles niște aspecte care erau așa un pic umbroase, camuflate, neînțelese. Poate nici voi nu vă dădeați seama ce simțiți în legătură cu un personaj. Spre bine sau spre rău. Din păcate poate să fie și spre rău, gen că nu-l mai iubiți pe nu știu cine. Poate și asta. S-a risipit magia, v-ați răcit, v-ați îndepărtat, nu mai aveți ce să vă vorbiți. A apărut altcineva, ba la unul, ba la altul. Deci, doi oameni vor fi puși față în față să discute. În unele cazuri s-ar putea să nu fie față în față, ci prin mesaj. Aveți o teamă de a spune direct ce vreți să spuneți și poate același lucru simte și celălalt. Și de aia s-ar putea să se facă tot felul de destăinuiri de natură sentimentală, dar așa cu oarecare distanță. Ori față în față se simte distanța, sunteți reci, sunteți fiecare într-o parte a mesei și nu mai există conexiunea de odinioară, ori pur și simplu prin telefon sau prin mesaje. Unii puteți trăi chiar o despărțire prin SMS, se poate și asta. Dar poate că nu e vorba doar de despărțiri, poate e vorba și de clarificarea unor lucruri de natură sentimentală. Erau acolo niște treburi nerezolvate, neînțelese, neclarificate, neașezate pe un făgaș normal și vă obligă ceva din aspectele astea să vorbiți, să comunicați, să vă spuneți părerea, că parcă nu v-ați exprimat realmente. Unii din timiditate, alții din emotivitate, alții din ascunziș, alții din tot felul de dubii, rezerve, a fost ceva acolo care zicea, nu, nu-i momentul să spun că îl iubesc sau că nu-l mai iubesc, că îl vreau sau că nu-l mai vreau, că vreau să ies din relația asta sau altceva, o altă decizie pe care
probabil trebuie să o exprimați. E, vor sta doi oameni față în față și se discută. Poate nici nu se soldează discuția tot acum cu o concluzie, da. O luați pe toate fețele, ba unul, ba altul, o să-și spună un punct de vedere, chiar dacă există încă o mare confuzie acolo, multă ceață sau necunoscut planează peste povestea cu pricina, dar în câteva zile probabil o să clarificați și o să știți mai bine ce aveți de făcut cu povestea asta, de dragoste probabil. Dar poate fi și de prietenie și de colaborare, oricum doi oameni în aceeași barcă care trebuie să decidă încotro merge barca lor. Gemenii, Mercur este guvernatorul vostru, după cum știți, și este vedeta momentului prin cele două aspecte rarisime în acest mod. Altfel, variante, ori cuadratura cu Jupiter, ori opoziția cu Saturn a tot fost, nu este o noutate. E, dar s-ar putea să vă genereze această configurație frica de a acționa, de a decide, de a face ceva, pentru că altă dată același lucru n-a funcționat. Ați dat-o în bară într-o situație similară, cândva. Și acum când iarăși se repetă problema cu pricina, suflați și în iaurt. Singur vă puneți bețe roate, singur ziceți nu. Vă aduceți aminte, măi, data trecută când puncte, n-a ieșit. E, data trecută era data trecută. Data trecută nu era Jupiter în ograda voastră. Data trecută nu a fi fost eclipsă. Deci s-au întâmplat alte aspecte astrale data trecută, când o fi fost, încât n-are rost să stați pe loc de frica eșecului de odinioară. Ați învățat multe de atunci, puteți spune că Jupiter, chiar dacă formează cuadratură cu Mercur, este totuși în ograda voastră și este un atu. Deci s-ar putea să decideți în cele din urmă o acțiune, un lucru, dar după mari rezerve. Poate tocmai asta trebuie să faceți. Treceți în revistă, căutați, vă informați, să o fac, să nu o fac. E un proces mental foarte contradictoriu, ba da, ba nu, o să fie. Ceea ce nu este noutate pentru gemeni, voi aveți această fluctuație, ba da, ba nu, dar în cele din urmă se va solda cu un fapt concret, un da sau un nu, că până acum e ba da, ba nu. Dar e teama de trecut, amintirile trecutului, eșecul trecutului, poate chiar o influență a trecutului încă vă marchează din multe puncte de vedere. Nu e o treabă rezolvată încă în trecut, nu e lecția învățată încă în trecut și de aceea parcă ceva vă trage acolo. Hai mai uite-te odată, mai învață odată lecția asta, mai recapitulează odată povestea și după ce ești sigur că ai analizat-o din toate punctele de vedere, poți lua decizia. Dar poate fi o decizie bună. Deci nu veți sta blocat în trecutul ăla. Vai, nu, eu nu mai fac pentru că m-am ars cândva. Da, m-am ars cândva, dar am învățat ceva din asta. Și aceea, din toată analiza retrospectivă, se va solda cu un pas mai departe. Da sau nu? Racul. Sunteți destul de fluctuant, așa, sau capricios, poate chiar, în vorbe, decizii, acțiuni, încât s-ar putea să iritați pe cineva cu această jucăușenie de care dați dovadă. Poate e o doză de nesiguranță acolo, de derută, poate chiar voi sunteți foarte confuzi sau o anumită neclaritate. N-ați ajuns la o concluzie și într-o situație în care vă aflați, e și așa, e și așa. Și sunteți genul de om care o vreme stă așa cu picioarele în două luntri, merge pe două cărări odată, cântă la două piane, deci sentimentul ăla de la dublu, jucați pe două fronturi din multe puncte de vedere. E, vine cineva care s-ar putea să fie un pic mai aspru, mai dur, mai așa ca un părinte, care vă zice să vă hotărâți odată. Și numai că vă zice hotărăște-te odată, dar are și un fel de putere de convingere. Are acolo o armă cu care vă poate ajuta să vă decideți. Numai că atunci când am zis vă poate ajuta, există acolo o măsură pe care o poate aplica dacă tot așa stați în zona de badabanu. E, trebuie să vă hotărâți. Băi, e așa sau e așa? Cam asta o să vă spună cu tare. Că altfel, puncte, că există acolo un că altfel. E, dacă nu vă hotărâți, că altfel poate să însemne chiar o măsură drastică din partea sa.
o notă proastă, cum s-ar zice. De ce? Pentru că nu v-ați hotărât. De ce? Pentru că n-ați fost ferm. Așa a fost precum pana în vânt și nu asta vrea respectivul de la voi. Vrea o decizie clară, logică, fermă, bătută în cuie. Cumperi sau nu cumperi, pleci sau nu pleci, ceva de genul, accepti sau nu accepti. Că voi erați așa, poate îl duceați cu vorba pe respectivul, poate erați voi încă nesiguri de ceea ce trebuie să alegeți. Îl țineți pe loc pe respectivul și de aia vă obligă într-un fel sau altul. Poate acea măsură pe care o poate lua persoana cu pricina, care vă obligă într-un fel sau altul să vă hotărâți, e să vă dezamăgească pe voi. Și de aia, dacă merită decizia aia pe care trebuie să o luați spre ceea ce vă convinge respectivul să faceți, grăbiți-vă, pentru că respectivul are un nas în mânecă. Așteaptă de la voi, hai, vă dă șansa să vă dați ultimul cuvânt, dar dacă nu o faceți conform condițiilor sale, are altă variantă. Și de aceea, dacă e vorba de o angajare, grăbiți-vă. Dacă e vorba de o relație, grăbiți-vă. Dacă e vorba de o tranzacție, grăbiți-vă. Că are un plan B respectiv. Voi n-aveți plan B. Voi sunteți doar între da și nu o fac și nu o fac și de aia îl duceți cu vorba pe respectivul. Încât neatenția, neglijența, joaca asta cu care tratați o situație care pentru celălalt e de viață și de moarte, se poate solda cu pierderea unei șanse pentru voi și găsirea altei căi pentru celălalt. Leul. Aveți de-a face cu niște personaje în preajma voastră care ori profită de eforturile voastre, de ce știți voi să faceți, ori vă pun peste roate la tot ce propuneți voi. Așteptați-vă la cârcotaș, la gică contra, la oameni slabi, bine să spun. Voi sunteți acolo, pe baricade, fac, drept, plin de acțiune, plin de decizii, vreți să faceți un lucru. E, dar problema e la cei din jur, care spun nu la tot pasul, care bat în retragere, care nu știu ce să facă. Bine să spun că sunteți așa un leu printre oi. Ce să caute un leu printre oi? Că oile alea cam proaste, cam la un nivel cu care nu vă puteți măsura, da, poate chiar și ăsta e sentimentul, că voi sunteți deosebit printre oameni mărunți. Poate rolul vostru este de a-i educa, de a-i învăța, poate tocmai asta, de aia sunteți un leu printre oi, să le faceți pe oile alea să mai crească un pic, să mai evolueze, dar e foarte greu să lucrați cu minți înguste, cu minți conservatoare, cu minți temătoare, cu minți negativiste, care le iau pe nu în brațe sau pe nu se poate în brațe sau pe nu știu în brațe. Aveți oameni care pun pe nu la orice verb pe care îl propuneți voi. Hai să, nu. Hai să învățăm. Nu vreau să învăț. Încăpățânați, rigizi, conservatori, demodați, pe-a lor. Și va fi greu să conlucrați cu astfel de turmă de oi. Mai ales că atunci când am zis turmă, poate chiar sunt mulți. Sunteți profesor într-o clasă de elevi care nu conlucrează. Nu participă cu nimic. Și cât de greu va fi să vă impuneți mesajul într-un astfel de mediu, sau la serviciu, sau acasă chiar. Dar totuși insistați. Aveți o răbdare incredibilă. Parcă îi luați așa. Poate asta și vă este datoria. E meseria voastră să faceți lucrul ăsta. Nu puteți să dați bir cu fugiții că ia cătă ăștia nu vor să participe. O să insistați, o să picurați așa câte un pic din ceea ce trebuie să faceți în viața acestor oameni, ca să se deschidă un pic și poate încetul cu încetul vedeți așa o mică receptivitate din partea oilor. Fecioara, Mercur este la voi în zodie și Mercur vă spuneam că este vedeta momentului prin cele două aspecte simultane, quadratura cu Jupiter și opoziția cu Saturn, care vă cam pun bețe în roate aceste planete. Poate aveți multe de făcut. Agenda arhi încărcată. Ba chiar vă puteți trezi și cu treburi în plus pe lângă cele pe care le aveți. E, poate ăsta e și sentimentul vostru de muncă multă. Poate prea mult, pe prea multe planuri, și colo, și colo, și colo. Vă mai vine șeful și vă mai pune 3 dosare pe masă, vă mai vin 3 clienți pe lângă cei 10 pe care îi aveți deja.
o stare de aia de oboseală poate chiar, dar și un randament foarte scăzut din cauza atâtor quadraturi. Randamentul scăzut poate fi legat și de minuțiozitatea voastră și de perfecționismul vostru. Vine vraful de sarcini, dar în loc să le faceți repede, să scăpați de ele, voi le luați la bani mărunți, care nu prea vă ajută să vă duceți la îndeplinire misiunea. În situația de față se cere un pic de grabă, se cere un pic de eficiență. Ori luatul la bani mărunți a tuturor detaliilor, proiectelor pe care le aveți pe rol, va genera timp pierdut, energie consumată. Nu zic că rasoleala e soluția, dar să vă organizați, să vă prioritizați. Poate prea le luați așa în adâncime, în profunzime, cu briz-brizuri. Poate nu e timpul de detalii într-un astfel de moment, ci cantitate, nu calitate. Altă dată e timp de calitate. Luați un proiect și îl faceți perfect. De data asta e cantitatea, e mult care trebuie făcut repede pe semne. Nu e vremea pentru detalii, pentru zorzoane, pentru luat la bani mărunți, pentru încă o analiză. Probabil sunteți un pic strâns cu ușa, există acolo o limită de timp, există o presiune din cauza șefului, clientului, unor condiții care vă cam obligă să vă mișcați mai repede, dar totuși, cât sunteți voi de atent la ceea ce faceți, chiar și pe repede înainte, parcă tot serios priviți activitatea. Voi balanțele sunteți puse pe comunicare, pe socializare, vă întâlniți cu niște personaje sau aveți niște personaje în preajmă care vă transmit niște lucruri. S-ar putea să fie zvonuri, bârfe, vorbe așa pe la spate, încă parcă nu sunt concretizate, dovedite. Deocamdată sunt păreri. Am auzit, cică, zice lume, vor spune respective. Numai că, nu uitați că este o eclipsă în spatele nostru. O eclipsă care vă vizează și pe voi foarte puternic, încât ceva vă spune că e adevărat ceea ce vă transmite respectiva persoană. Alții îl tratează așa ca pe un bârfitor, ca pe un zvonăr și nu iau în seamă ceea ce spune personajul pricina, dar voi da. Veți pune acolo în memorie informația respectivă, pentru că în curând, nu acum, peste ceva timp, se va confirma. Numai că ați luat de bun ceea ce ați auzit, ați pus în aplicare ceea ce ați auzit și aveți și timpul necesar să acționați în legătură, în funcție de ceea ce auziți de la personajul cu pricina. Pare să fie un avertisment, o atenționare. Zice lumea că, nu știu, se desfințează jobul. Nu azi, nu mâine, în perspectivă. Încât aveți timp, luând informația drept, o veste, chiar dacă e neoficială, dar totuși corectă, aveți timp să vă găsiți job. Cam asta este ideea. E o atenționare care vă oferă un răgaz de zile, luni, de acum înainte, să rezolvați ceea ce se aude deocamdată sub formă de zvon. Să săpați, să aflați, să vă informați, poate e nevoie acolo de căuta niște detalii, nod în papură, sau de a găsi niște soluții la problema cu pricină. Dacă nu e vorba de zvonuri, poate fi vorba de propriile voastre senzații. Ceva în interiorul vostru vă transmite ceva, un vis. Și poate s-a întâmplat lucrul ăsta inclusiv la eclipsă, un vis, un simptom pe care îl simțiți pe aici, pe acolo și deși, nu, poate nu sunteți ipohondru, ceva vă zice, măi, eu nu mă simt bine de la o vreme și parcă acest simptom exagerează. E, anume exagerează simptomul ăla, să vă duceți, să vă analizați, căutați, verificați, să vă duceți la un medic. E, și când zic simptom, poate fi vorba de orice plan al vieții, nu doar de sănătate, de orice. Dar anume vă picură o senzație majoră, să o vedeți, că e cât casa acolo, ca să vă duceți să acționați, să decideți în consecință. De-aia ziceam că luați de bun ceea ce auziți sau doar presimțiți că ar putea fi așa. Cred cu tare, ziceți voi. Poate deocamdată nici măcar nu știți de unde aveți acest feeling. Simt cu tare, presimt cu tare. E, de la simpla presimțire veți începe o aventură
care o să scoată lumină, adevărul la lumină, o să rezolvați niște lucruri, deci ascultați acolo în interior ceva care vă transmite ceva sau ce spun unii așa pe la colțuri. Scorpionul. Foarte posibil această configurație cu Mercur acolo în Fecioară pe voi să vă convingă să părăsiți un loc, un mediu, un spațiu. Unii, un loc de muncă, alții o țară, alții o casă, alții o relație. Ceva vă zice, nu mai am nimic de câștigat în locul ăsta, mi-am jucat rolul karmic în acest loc. Punct, ziceți voi. Vă gândiți la o evadare, vă gândiți la o plecare sau poate e un final de poveste. Gata, un contract, s-a terminat o colaborare, s-a terminat un proiect în care o vreme a stat alături de un anumit mediu, de un grup de persoane. La revedere, spuneți voi. Dacă nu e vorba de plecarea voastră, poate cineva din preajmă pleacă. Pleacă și încheie misiunea. Deci se poate solda această perioadă cu niște rămas bunuri. Dar nu aș spune că sunt triste, agresive, la furie, nu despărțiri de alea care o să lase resentimente. Ci mai degrabă le-aș spune că asta a fost, asta am învățat eu de la tine, nu uitați că e o perioadă karmică încât și personajele care trec prin calea noastră vin să ne învețe ceva, gata, am învățat ce am avut de învățat de la tine sau eu te-am învățat pe tine, vă spuneți unul altuia și la revedere. În unele cazuri, poate fi vorba de întoarcerea unui personaj care, la un moment dat, a ieșit din viața voastră. E posibil și lucrul ăsta. A rămas acolo ceva nerezolvat, ceva nediscutat, ceva neclarificat și vă mai oferiți o etapă. Dar poate nici asta veșnică. Doar ca să mai extrageți niște concluzii. Să închideți capitolul de data trecută care a rămas așa în coadă de pește. Poate deja aveți alt plan la orizont, vă gândiți la ceva nou foarte curând, foarte posibil, Venus peste câteva zile intră în ograda voastră și are planuri mari cu voi, încât e posibil să vă doriți acest final de capitol al trecutului, pentru că voi deja visați la ceva nou, foarte interesant, poate mult mai profitabil, poate mult mai plăcut. De ce nu? Poate fi vorba și de o relație, poate fi vorba de mutare, poate fi vorba de orice punct și de la capăt, ceea ce voi, scorpionii, de obicei iubiți. Săgetătorul, greu pentru voi să luați o decizie în perioada asta. O decizie să semnați ceva, să spuneți ceva, da, fac cu tare sau nu fac cu tare, pentru că sunteți foarte influențată, bine să spun, de păreri foarte diferite din jurul vostru. Voi aveți o convingere și credeți că e o convingere fermă, bine clarificată, consolidată. E, vine din altă parte o altă opinie care vă bulversează. Voi credeți în lucrul ăla. Dom'le, eu așa văd lucrurile. E, a venit cineva, dar care e atât de convingător, nu neapărat sunteți manipulabil, nu vă minte, nu vă zăpăcește, nu vă amăgește cu ceea ce spune, dar îi dați dreptate. Mă, știi că problema asta pe care eu am văzut-o așa poate fi privită și așa, cum zici tu, vei spune respectivului. Iar această persoană cu care discutați e mai experimentat, e mai bătrân, e mai evoluat, e un spirit superior vouă din anumite puncte de vedere, ca vârstă, ca încarnări de-a lungul secolelor. Deci e un spirit evoluat. Poate nu neapărat că vârstă, poate fi și mai tânăr decât voi, gen copilul vostru, dar vine cu o viziune la care voi nu v-ați gândit. Știe ceva de pe un alt palier al vieții decât voi, încât aveți de învățat la acest personaj. Chiar dacă și voi îl veți învăța, e un schimb reciproc avantajos acolo de informații și de lecții, respectivul e cu ceva mai presus și vă pune pe gânduri. E, poate și o doză ușoară de confuzie acolo, băi, până acum eu am gândit așa, făcut așa, acționat așa. Ce fac acum când am auzit viziunea asta la altă, care pare să fie argumentată, logic, nu aruncă o părere și la revedere. Îi dați, cum spuneam, dreptate. Da, mai știi că știe omul ăsta, zice, le zice bine.
Poate o să acceptați lecțiile acestui om o vreme. Să vedeți, rămâneți pe viziunea voastră sau a venit vremea să vă schimbați complet convingerea. Poate fi o schimbare fundamentală de convingere, de optică, să zicem așa, de atitudine, de gândire. Veți privi unii, evident, cei care o să fiți deschiși către această părere diferită, veți gândi altfel. De-aia vă văd ca un copil care cunoaște un profesor nou, un mentor nou, un consilier, un profesor de viață care o să-l învețe ceva nou. Încăpățânarea poate fi mare. Las că știu eu mai bine, o să spuneți voi, copilul din voi, care le știe, bineînțeles, conform principiilor sale de viață. Dar încetul cu încetul o să migrați așa către ce vă învață respectivul și într-o zi, nu azi, nu mâine, peste nu știu cât timp, o să vă dați seama că ați preluat poate complet ceva din viziunea acestuia. Capricornul. Vă duceți la o lecție, bine să spun. Discutați cu cineva, dar discutați foarte cu cărțile pe masă, așa, cu detalii, cu cifre, cu materii prime, cu proiecte, cu foi, cu documente pe masă. Poate discuții de natură profesională, foarte multe, care clar că trebuie să se soldeze cu niște concluzii, decizii, parafe, semnături, tranzacții, cu ceva acolo. Și se vor lega niște discuții foarte aprinse și foarte diferite ca viziuni. Voi ceva, celălalt zice altceva, sau poate că e un grup acolo care lucrează pentru același interes. E un lucru de echipă, probabil, în care clar că aveți și voi un rol esențial. Poate uneori voi sunteți, îmi vine să spun gică contra, dar nu la modul negativ, că nu le dați lor dreptate ca așa vreți. Viziunea voastră poate fi bazată pe o anumită experiență, pe o anumită vârstă, pe o anumită competență, pe un trecut pe care clar că vă bazați. Ceilalți ar putea să fie încă tinerei, încă la început, sau dacă nu, voi sunteți expertul acolo sau experimentatul, mai bine zis. Există un om experimentat acolo și va fi o conlucrare, o cooperare între un personaj foarte cunoscător și alții care acum învață. Dar de aia lucrează la oaltă. Cel matur să-l învețe pe cel tânăr, cel care știe mult să-l învețe pe cel care știe puțin, dar din toată povestea asta va ieși ceva reciproc avantajos. Toată lumea are de câștigat. E un proiect de serviciu, e un proiect de familie, e un proiect comun, e un proiect colectiv în care totuși cineva se erigează în strategul, liderul, conducătorul, coordonatorul, cunoscătorul acest drumului către succes, iar ceilalți vin și joacă rolul. Sunteți ca într-un joc de șah. Altcineva e pionul principal. Voi sunteți un pion pe tabla asta de șah, dar partida se câștigă din toate direcțiile. Vărsătorul. Nu știți încotro să o luați cu privire la o direcție de mers, indiferent ce înseamnă asta. Sunteți puși în fața unei decizii. Dar ori niciuna din cele două direcții nu vă tentează. Amândouă sunt la fel de complicate, amândouă cer ceva, amândouă au un dezavantaj. Ori încă nu s-au așezat datele problemei. Există încă multe necunoscute, lucruri care urmează să apară și neavând încă toate datele problemei, vă e greu să ziceți da, o fac sau nu, nu o fac. Deocamdată parcă mergeți pe două cărări așa. Și colo, și colo, și da, și nu, ceea ce poate însemne. Două relații, n-ați clarificat-o nici pe una, nici pe alta. Două joburi, unul vechi de la care vreți să plecați și altul nou spre care vă dreptați. De-aia sunteți așa cu picioarele în două luntri. Dacă nu voi sunteți cel care duce cu vorba decizia cu pricina, voi sunteți ținuți într-o astfel de situație. Cineva vă ține așa în șah. Poate da, poate nu. Te caut eu, dar poate că nu te caut. Ceea ce generează instabilitate, indecizie, neclaritate, nesiguranță. Vreți să se
clarifici odată. E da sau e ba? E stânga sau e dreapta? Că nu puteți sta așa cu la mijloc între două lumi. Și cine știe de când stați în această stare de dezechilibru la urmă? Stați ca într-un picior. Sau nu, ca cu două picioare, dar dacă un picior trage într-o direcție și un picior trage în altă direcție, nu aveți stabilitate. De-aia se și zice cu picioarele în două luni, nu? Practic nu mergi nici cu una, nici cu alta. E, vă veți decide. Spre asta vă îndreptați toată energia în perioada imediat următoare. Mai trebuie să aleg. Ori, ori, stânga-dreapta. Fiți sigur că o să alegeți. Poate nu azi, nu mâine, în câteva zile, una dintre cele două căi se va mai limpezi, clarifica. Deocamdată e abur peste ambele direcții și tocmai de-aia stați așa. Băi, nu pot să dau din mână vrabia pentru cioara de pe par. Mai țin și lucrul ăsta, că dacă pică varianta B, s-o am pe varianta A. Dar peste câteva zile, probabil, va veni o decizie mult mai fermă, mult mai precisă. Probabil după ce soarele la echinocțiu va intra în balanță și atunci veți ști mai bine ce aveți de făcut. Peștii, Saturn este în ograda voastră, după cum știți, și Saturn joacă un rol în această perioadă prin quadratura și cu Jupiter, dar și cu opoziția cu Mercur, care se simte de câteva zile și încă se va mai simți multă vreme de acum înainte. Dar care pe voi vă ține pe loc de ceva vreme. Voi stați ca pe o linie moartă, un tren pe o linie moartă stați, pe un anumit plan al vieții. Parcă vă ține cineva în ceață, în derută, în poate, în... Deci o stare de neclaritate care nu vă place. N-aveți niciun spor. E timp pierdut acolo, simțiți că trece timpul fără rost, trece viața pe lângă voi fără rost, când în timpul ăsta, mamă, cât ați putea face. Saturn este o planetă a timpului. Sunteți încă sub influența lunii pline cu eclipsă de ieri. Deci voi v-a apăsat un buton această eclipsă, că sunt lucruri în viață pe care e păcat să le risipești. Și timpul este unul dintre aceste daruri pe care le-ați primit. Iar Saturn este chiar o planetă a timpului. Și de-aia ziceți, măi, nu mai pot risipi timpul aiurea, așteptând, mergând pe două fronturi, stând la o coadă. Vă veți gândi ce să faceți să eficientizați timpul. Să vă prioritizați viața, să eliminați din viața voastră ce nu trebuie făcut, că vă mănâncă acel timp. Spre timp vă îndreptați voi toată concentrarea de forță. Cum să-l eficientizați, cum să-l folosiți mai bine, cum să-l valorificați, cum să-l limitați pentru voi și să nu-l mai dați în toate direcțiile, pe toate prostiile. Deci veți face din timp comoara cea mai de preț. Poate tocmai asta vă dați seama. Mamă, cât timp am risipit pe aia, pe aia, pe aia, pe iubirea aia, pe căsnicia aia, pe job-ul ăla, pe câte risipă de aur am făcut eu de-a lungul timpului și acum, înapoi, ia să mai retrag un pic totul în mască. Deveniți mai econom, deveniți mai practic, mai pragmatic, mai atent la detalii, ia să nu mai risipesc eu bunătate de timp pe aia. Și de-aia veți face curățenie. Nu o zi, două. Cine știe cât timp de acum încolo, poate chiar 6 luni până la următoarea serie de eclipse. Veți face curățenie, să dați afară vampirii de timp, nu energetici, de timp. Dar și timpul este energie la urma urmei. Deci să nu vă mai risipiți timpul, viața, pe ce nu merită, pe ce nu mai merită, că poate e încă un blocaj în trecut acolo și stați cu un picior în trecut care nu vă lasă să faceți un picior, să duceți piciorul înspre viitor. Deci să vă faceți un pic de ordine asupra priorităților vieții, făcând un top 3, așa, uite, spre astea 3 lucruri sau câteva lucruri îmi voi concentra eu atenția și tot ce-i sub topul ăsta al meu scot de pe listă. Asta este ziua de joi, 19 septembrie. Nu uitați de horoscoapele lunii septembrie, sunt acolo. Horoscopul săptămânii. Revedeți horoscopul zilei de eclipsă, pentru că ce spun acolo e valabil mult și bine, în cazul în care n-ați ascultat deja, că suntem
puternic influențați de karmă, univers, de lucruri care se întâmplă în interiorul nostru și să nu vă mire că vă simțiți bizar. De acolo vine totul. Iar eu nu sunt altceva decât un traducător al influențelor astrale asupra vieții umane. O zi bună să aveți, mai ceva ca horoscop.